Salutare lumea noastră, dragi, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Warframe. În acest episod vom continua cu următorul stage de Profit Taker, acesta fiind 2. Hai să-i dăm aici fast travel repede la Little Duck și să mergem să folosim, să intrăm în a doua misiune. Această misiune vă sugerez eu să o farmați pentru itemele necesare pentru a da rank up, pentru că este o misiune de 3 ori mai rapidă decât prima și vă pică aceleași iteme dacă stați să vă uitați aici. Mă rog, aici vă pică Vega, aici vă pică Calda, dar aceste 3 iteme, Gyromag sistemul cu Admo sistemul și Repeller sistemul sunt și aici. Și aici e, asta se face, cum v-am zis, mult mai repede. Hai să o facem și noi, stai să mă bag și eu pe solo ca să nu intre nimeni. Să vă arată exact și hai să o facem. Dialogul de acum o să fie mult mai scurt decât ăla, cred că sunt 20 de secunde sau 10 secunde. Și... a, mai puțin, 10 secunde cred că. Da, în fine, hai să mergem acum la... iar m-a luat răgușeala, mă, ce dracului am. Bun. Da, încă iar m-a luat tușitul ăsta, nu știu ce tot am. Ieri eram bine, acum iar, azi iar mă doare gâtul. Hai să așteptăm acum să ne bage și pe noi în misiune. Vreau să vă zic că mi-a venit camera video și o să încep, cred că, ori de azi, ori de mâine, cred că încep cu live-urile. O să încep cu live-urile pe Minecraft, pentru că vreau să terminăm Minecraft-ul, mă rog, să-l terminăm. Vreau să avem o serie de-aia lungă de live-uri de Minecraft și live-urile de Minecraft vă zic eu că o să rămână pe canal, o să fie salvate și o să fac un playlist special pentru live-uri cu Minecraft, efectiv. O să fiu live pe YouTube, nu pe Twitch, ca să știți. Ok, hai că am intrat în misiune. Și acum trebuie să avem un pop-up unde trebuie să mergem. Trebuie să o omorâm 3 mobi efectiv acum, dacă ne-ar și da misiunea. Warframe? Așa. Am văzut cam puțin lag, nu înțeleg de ce am lag. Mereu, prima oară când intru pe mapă, pe orice mapă de asta open world, în Warframe am lag, nu înțeleg de ce. Dar dacă stau și fac un bounty, după aia nu mai am nicio problemă, merge în mai mult de 60 de FPS, merge în 140. Da, mă rog, trebuie să mergem aici și să omorâm 3 mobi. Aceștia fiind 3 directori, parcă. Dacă țin eu bine minte. Mamă, dar chiar cam lag, să-mi bag picioarele. Wow. Wow, wow, wow. Trebuie să așteptăm să se termine acest dialog ca să putem să facem misiunea. Ok, hai că ne-am pus ăstea, trebuie să mergem acum să batem 3 directori. Nu uitați să spargeți și aceste cash-uri, pentru că, după câte vedeți, poate să vă pice cam orice din ele. Și sunt materiale de pe furtuna de care o să aveți nevoie. Ok, l-am urmărit pe primul. Trebuie să mergem la următorul acum. Ok, și ăsta, dacă n-ar fugi, bun. Și mai avem unul de bătut. Bun. Și acum trebuie să ieșim noi de aici repede, după ce îi bateți, pentru că avem un timp limitat, după cum te puteți vedea acolo în stânga sus. Trebuie să ieșim de aici și să mergem să ducem cheile, dar mă rog, sunt aproape, nu e mare scofală. Sunt fix aici. Aici, la baza asta, noi trebuie să batem acești mobi. Ăștia doi.
Și după aia să luăm această cheie. What the fuck, am murit. Ok, n-am văzut că n-am scutit pe mine. După ce luăm asta, pur și simplu, efectiv, putem să plecăm. Trebuie să mergem înspre Furtuna și asta a fost o quest-ul. Deci, după câte vedeți, chiar e un... un bounty, să zic așa, destul de rapid. Nu știu dacă am stat mai mult de 4 minute în el. Stai să iau cheia. Și acum trebuie să mergem efectiv la Furtuna și am terminat. Și v-a picat, mă rog, mi-a picat Atmos System. Asta este pentru rank 3, parcă? Da. Mă rog, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Asta e un episod mult mai scurt pentru că doar asta este, ăsta este bounty-ul, ăsta este phase 2-ul. Așa că dacă v-a ajutat, dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe și un comentariu. Eu am fost Tela, o să răspund la toate întrebările voastre, desigur, dacă aveți. Și rămâneți pe canal pentru a urmări în continuare această serie de Warframe și celelalte serii, mai ales că acum o să fac și live-uri. Deci, poate ne vedem pe live-uri. V-am pupat, pa, pa!